Dragi prieteni ai istoriei, în episodul de astăzi vă propun să găsim un răspuns la întrebarea de ce oare hotelurile sau plajele din Spania sau Grecia arată mai bine decât cele din România sau Bulgaria. Ei bine, un posibil răspuns are legătură cu un fost ministru de externe american, pe numele lui George Marshall. Acesta a elaborat la mijlocul secolului trecut, secolul 20, un plan care a rămas în istorie sub numele său. Vă propun așadar astăzi să vedem cum a reacționat România comunistă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej la propunerea americană a planului Marshall în anul 1947. În cursul anilor 1946 și 1947, între Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică deja apăruseră mari disensiuni în privința politicii din Europa. Și chiar dacă fiecare tabără își delimitase sferele de influență, americanii se temeau că ideologia sovietică s-ar putea dezvolta în Europa Occidentală, care atunci trecea în criza economică și socială de după război. În acest context, Statele Unite ale Americii au decis să acționeze pe două planuri. Pe de o parte, să îngrădească influența Uniunii Sovietice, așa cum teoretizase un diplomat american pe nume George Kennan. Iar pe de altă parte, să acorde un ajutor economic tuturor țărilor europene doritoare, pentru ca acestea să nu cadă în plasa amăgitoare a sirenelor comuniste. Cele două planuri, adică strategia Kennan și planul Marshall, erau de fapt compatibile și aveau același țel, să întărească Europa în fața amenințării ideologice sovietice. Acest din urmă plan, planul Marshall, a fost prezentat în ziua de 5 iunie 1947, într-un discurs pe care secretarul de stat american George Marshall l-a ținut la Universitatea Harvard. Planul prevedea ca Statele Unite să ajute cu bani și materiale Europa, astfel încât democrațiile să renască. De reținut așadar că planul Marshall nu a fost oferit numai țărilor din Europa Occidentală, ci chiar și țărilor din Est în frunte cu Uniunea Sovietică. Numai că Stalin și-a dat seama că un astfel de plan contravine propriilor sale interese. La mijlocul lunii iulie anului 1947, planul Marshall a fost lansat printr-o conferință desfășurată la Paris. La această conferință au fost invitate toate statele europene. Iar țările occidentale au răspuns cu bucurie pentru că ajutorul american era binevenit după distrugerile din anii războiului. În schimb, Uniunea Sovietică și-a arătat de la bun început opoziția. La 10 zile de la lansarea planului Marshall, propaganda sovietică îl descria deja ca fiind un amestec străin în treburile interne ale altor state. România lui Gheorghe Gheorghiu Dej s-a poziționat foarte devreme de partea Uniunii Sovietice în această problemă. Încă din ziua de 5 iulie 1947, guvernul Petru Groza a anunțat prin ministrul său de externe, Gheorghe Tătărescu, faptul că România nu va participa la conferința de la Paris și nici nu avea nevoie de planul Marshall. Evident, această decizie nu a fost luată liber la București, ci a fost rodul presiunii sovietice. Alte state din Europa Centrală sau de Est, precum Cehoslovacia, Ungaria sau Polonia, erau foarte doritoare să primească acel ajutor american, dar liderii lor au fost chemați la Moscova și au fost obligați să danseze după melodia politică a Kremlinului. Planul Marshall de reconstrucție economică a constat în ajutoare de miliarde de dolari și el a fost benefic pentru țări precum Franța, Italia sau Germania de Vest. Și așa cum spuneam, faptul că Grecia de astăzi, cu toate problemele ei, arată mai occidental decât România, deși este o țară mai mică și mai săracă în resurse, are legătură cu acel plan al generalului Marshall din anul 1947. Gheorghe Tătărescu, cel care a semnat în numele României refuzarea planului Marshall, avea să ajungă și el în anul 1950 în închisorile comuniste. Și el era încă închis mai apoi în anul 1953, când George Marshall a câștigat premiul Nobel pentru pace, ca unul care salvase democrația în Europa de Vest. Iar morala poveștii noastre este aceea că, desigur, banii nu aduc fericirea, dar în același timp, în politică, banii au salvat Occidentul de la comunism. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.